La sediul primăriei municipiului Călăraș a avut loc vineri 10 decembrie premiera câștigătorilor celei de-a treia ediție a concursului de filme de scurtmetraj cu tematică anticorupție. Anul acesta în competiție s-au înscris 5 licee din municipiul Călăraș cu 7 filmulețe realizate. În urma jurizării, clasamentul a fost următorul. Pe primul loc s-au clasat elevii Liceului Teoretic Mihai Eminescu cu filmul Ispita, pe locul 2 Liceul Danubius cu filmul Decizia, iar pe locul 3 Colegiul Agricol Sandu Aldea cu filmul Integritatea versus Corupție. Elevii premiați au primit biciclete, diplome și un pachet cu dulciuri, iar profesorii coordonatori au primit câte o tabletă. Domnul profesor, domnul inspector general, domnilor mass media și colegilor noștri, mulțumim frumos că ați dat curs invitației noastre. Ne aflăm la cea de-a treia ediție a concursului local de filme despre integritate, respectiv etic. Elevii transmit integritatea cu camera. Apreciem foarte mult implicarea și efortul vostru. Și ca atare ne aflăm la un eveniment nu numai de premiere, ci și în același timp de a împărtăși în comun ceea ce ați făcut fiecare dintre dumneavoastră. Am să dau cuvântul doamnei inspector general, doamnei Pațurcă Roxana, pentru a, să spun așa, marca evenimentul și a ne împărtăși și mulțumim prima dată pentru implicarea cu inspectoratul. Bună ziua, vă spun și eu și vă mulțumesc pentru invitație. Cu adevărat mă simt onorată să fiu în rândul dumneavoastră, a unor oameni puternici care își asumă întotdeauna, mai ales pe baza unei atitudini, să elimine, să prevină sau să găsească modalitățile necesare prin care să eliminăm această corupție de care noi tot vorbim de ani de zile. Legată de ceea ce fac cei care, până la urmă, sunt promotori în județul nostru și mai ales prin motivarea de care au dat dovadă prin premiile pe care și astăzi le primiți, eu consider că este un act de mare curaj, pentru că atunci când demaști o faptă de corupție, în primul rând îți trebuie curajul, dar să cunoști și modalitățile prin care poți să sesizezi. Ceea ce înseamnă că, dragi tineri și dragi profesori, un alt atu pe care sigur îl aveți dacă participați la acest concurs este vorba de respect. Ca să ai respect, în primul rând trebuie să cunoști legea, să respecti prevederile legale, pentru că dumneavoastră funcționați într-un stat de drept, iar cetățenii care funcționează într-un stat de drept au obligația să cunoască legea. Și nu în ultimul rând este vorba de atitudine. Atitudinea pe care trebuie să o emanați atunci când cunoașteți că există fapte de corupție și mai ales atunci când trebuie să vă asumați prin curaj să transmiteți mai departe aceste fapte ca organe de abilitate, să ia toate măsurile necesare pentru stopare. Nu am participat în prima etapă, doamna inspector Belciu a fost alături de dumneavoastră și am înțeles că a vizualizat fiecare videoclip, aici sunt doar premianții și tocmai de aceea vreau să vă felicit anticipat că am înțeles că veți primi și premii, să felicit primăria Călăraș pentru implicare, iar noi din partea inspectoratului școlar nu putem decât să vă asigurăm de tot sprijinul necesar în cadrul orelor de curs, atât de diligenție cât și de etică sau educație civică, în care vă sprijinim cu adevărat să cunoașteți ceea ce înseamnă prevederile codului penal, ca să știți, atunci când vreți să sesizați asemenea fapte, care sunt procedurile și mai ales care sunt modalitățile prin care puteți să faceți acest aspect. Felicitări încă o dată tuturor, felicitări cadrelor didactice care s-au implicat în cadrul acestui proiect, felicitări organizatorilor pentru ideea și mai ales pentru implementarea acestui proiect în județul Călăraș și mai ales primăriei pentru faptul că își asumă în fața dumneavoastră să stopeze în orice variantă și mai ales să sprijine educația tinerilor cu privire la acest aspect. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule inspector. Bună ziua, vă spun și eu din nou, sau bună dimineața, stimați profesori, dragi elevi, tineri, ne revedem din nou. Așa cum v-am învățat împreună cu partenerii noștri, da, ne ținem de cuvânt și vă apreciem muncă, vă apreciem implicarea. Nu numai a voastră, cât și a celor care vă îndrumă pașii, profesorii voștri, pentru că împreună putem să vă educăm, să înțelegeți că numai prin corectitudine putem să facem ceva și să îndreptăm țara într-o direcție bună, iar și aportul vostru prin implicarea voastră în aceste filmulețe pe care le creați este că vă doriți ceva mai bun. Iar pentru asta vă mulțumesc. Așa cum am promis premiile
vor fi atât pentru voi, cât și pentru cei care v-au îndrumat. Eu nu rămâne decât să vă felicit și să o țineți tot așa, pentru că noi suntem alături de dumneavoastră. Felicitări! Bună ziua, comisarul Veghișorin, sunt de la Secția Județeană de Corupție. Vă mulțumesc că ați reușit să ne ajutați să ajungem la 3 ediții. Sperăm că vor fi cât mai multe și mesajul nostru anticorupție va fi transmis pe toate căile. Mulțumesc foarte mult. Așadar, la cea de-a 3-a ediție s-au înscris 5 licee din municipiul Călăraș, respectiv Colegiul Național Bardu Știrbei, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Liceul Danubius, Liceul Pedagogic Ștefan Gonulescu și Liceul Sandoal. Da, Liceul Agricol Sandoal. 5 licee cu 7 firme înscrise și acum ne-a fost destul de greu să stabilim în data de 8, când am avut loc jurizarea, să stabilim clasamentul, dar câștigătorii celor 3 locuri, să spun așa, sunt următoarele echipe și avem pe locul 3 elevii de la Liceul Agricol Sandoal. Și să ne permiteți să vizualizăm filmulețul echipei de la Liceul Agricol Sandoal. Bună ziua! Aș dori să vă prescut dumneavoastră în debatul lor despre situația în învățătură a celui meu de mescu prin aici. Bună ziua! Da, sigur, luați loc. Probabil ați aflat că se află în situație de coligență. S-a stabilit data examenului de coligență. Tot ce era mai de făcut este să se pregătească pe medic pentru a promova. Tocmai aceasta este problema, pentru că v-au putea face și alta, o mică atenție din partea noastră. Vă rog frumos, m-am explicat ce are de făcut. Nu se poate insi, nu vreau să mă gândesc cum va reacționa toată lumea știind despre această situație. Doamna, trebuie să fie obiectivă și transparentă în notarea ei. Așa este. Nu cred că ne-am înțeles. În exercitarea profesiei mele trebuie să dau dovadă de integritate, să respecte anumite valori și principii. Iar dumneavoastră vreți să vi le anulați, așa pur și simplu. Vă rog frumos să plecați, că nu este prea timp. Punctajul de 444 de puncte, pe locul 2, la un punct, și anume punctaj de 445, echipa Liceului Danubius. Bună ziua, doamnă doctor. Bună ziua, cu ce vă pot? Aș vrea să vă fac și eu vaccinul, dacă se poate. Desigur, cu ce vă doriți? Păi și vreau să vin prea în placaciu. Așa, nu prea vreau să mă înțepați. Ok, și cum vom face vaccinul? Păi dumneavoastră trebuie fără de vaccin, că m-am vaccinat. Doza o luați și o aruncați la câteva. Ok, dar nu îmi permite legea să fac așa ceva. Poate și o să vă răzgândiți. Bine. Trebuie să sun la ambulanță. Alo, bună ziua. Alo, bună ziua. Unul de ce urgență aveți? Aș dori și o ambulanță, că e foarte rău. Da, spuneți adresa, vă rog. Știri de ultimă oră. O tânără a fost declarată moartă după ce aceasta fusese să se vaccineze. Dar, în urma analizelor, se constată că aceasta nu se vaccinase de fapt și că doctorul primise o anumită sumă de bani pentru falsificarea actelor. În urma celor constatate, doctorul va primi între 2 și 7 ani, conform articolului 289 din Codul Civil. Și pe locul 1, echipa Colegiului Teoretic Mihai Eminescu cu filmul Ispita.
Poate să vină. Sigur. O aștept. Mulțumesc. Intră! Bună, domnișoara secretar! Ce faceți, domn director? La muncă. Am o zi mai grea. De înțeles, și la fel. Ia uite de ce te-am deranjat. Avem o propunere pentru tine. Te ascult. Părinții unui elev doresc să-și transfere băiatul liceul nostru. Bine, ce-i drept, copilul nu este foarte strălucit, dar consider că liceul o să-l ajute să-și îmbunătățească rezultatele. Tu ce părere ai? Nu ar trebui să acceptăm cererea. Este un liceu pe prestigiu cu ele foarte bun. Mai acum, domnule primar, să realizați premierea împreună cu doamna inspector. Da, și mai vreau să mai adaug câteva cuvinte, cu permisiunea dumneavoastră. Acum că am văzut și filmulețele, cu adevărat vreau să vă felicit încă o dată. Ați dat dovadă de mult mai multe talente decât așteptam eu, în sensul că atât regia, creativitatea, cât și până la urmă faptul că a spus într-un rol și a fost actori adevărați în crearea acestor filmulețe. Vă felicit din tot sufletul, că până la urmă înseamnă că și dumneavoastră ați identificat anumite aspecte negative ale societății și mai ales cele legate de faptul că anumite persoane nu pot fi integre până la sfârșit. Ce aș putea să vă spun, așa cum ați atins și dumneavoastră fiecare filmuleț ca și aspect, a fost nevoie într-adevăr de curaj, este nevoie de atitudine și mai ales de moralitate ca să poți să fii integru. Și credeți-mă, vă spun din experiența mea, ca să o preluați și dumneavoastră și din experiența altora pe care eu i-am admirat. În viață poți să ai toate funcțiile din lume și să ajungi acolo sus. Dacă nu ai avut un trecut curat, care să fie cu adevărat moral, care să-ți permită demnitatea și mai ales respectul, întotdeauna ceva negativ te va urmări din urmă și nu vei putea să-ți faci meseria la locul de muncă așa cum ți-ai fi dorit. De aceea, dragi tineri, vă rog frumos să învățați și din experiențele altora, într-adevăr, să aveți curajul de a sesiza astfel de fapte și poate că împreună, în viitor, vom trăi într-o societate mai bună în care să vorbim de corupție doar ca ceva ce a existat odată, dar acum nu ne mai poate periclita traiul în societate. Mulțumesc și felicitări încă o dată pentru ceea ce ați realizat astăzi. Mulțumesc! Și acum revin doamna profesor Popa Mura Grațiela. Vă rog! Și echipa Stoiana Angelica Mariana, Muscalu Ana Maria și Lazar Mihai Gabriel, toți de la liceul Sandu Alba.
uitați-vă aici, da? Aveți ceva dulce de la dulce. Tot suntem în spiritul Crăciunului. Doamna profesor, să vă fie de folos. Să sperăm că se oprește pandemia, ca să nu mai avem nevoie așa de mult online. Și bicicletele după. Și bicicletele o să le primiți după. Mulțumim și noi. Felicitări încă o dată pentru implicare și este bine să țineți tot așa, pentru că avem nevoie de voi. Felicitări! Locul 2. Doamna profesor Stanciu Valentina. Are teză. Are teză. E producătorul. Haideți, doamna voastră. Da, noi prună, prună. Mina Laura Valentina. Butescu Andreea. Gilăveanu Alexandru. Dăm și punguțele. Iar bicicletele după le primiți. Mă ajutăm la profesor, mă rog, tableta și un stic. Și acum locul întâi. Da? Doamna profesor Gănuleasă Eugenia Gabriela. Are teză. Atunci, vă mulțumesc mâna voastră, doamna inspector, în aceste trei, da? Elev umane Alexandra Ioana, Maxim Ioana Alexia și Zainea Bogdan Cristian. Alexia? Bogdan. Pentru al domnului profesor și diploma. Da? Și tableta. Asta este pentru doamna profesor. Felicitări încă o dată pentru implicare. Și acum cu toți, dacă vreți, să veniți să facem o fotografie aici. Domnul să primim pe colegii pe care participați. Da, imediat, stați un pic. Da? S-au omis ceva, avem diplome de participare. Cine e prezent? Da, o să... Aldea Briana. Avem o diplomă și o punguță. Cu ceva dulce. Și un stic. Felicitări. Da, așa. Și sticul de mișară. Dar rămâneți aici că să facem. Vintilă Maricica. Rămâneți aici. Și un stic. Facem și fotografia. Da? Filipa de la Elena. Felicitări. Dea cu Gianina Denisa. Felicitări. Prepăduși Nicoleta Valentina. Băiețică Mihaela Alexandra. Foarte multe fete implicate în acest proiect. Normal. Iancu Luciana Andreea. Negrilă Miruna Daniela. Ion Mihaela. Da, da, da. Bostan Andreea Emilia.
este din echipajul nostru de teză. Da? Manole, Iuliana, Aida. Tot așa. Nicoleta. La final. Da. Am terminat. Mulțumim frumos și la voastră pentru implicare. Mai sunt două persoane, după ce. Haideți să vă rog la fotografia de final. Să-ți iei și tău. Să-ți iei și tău.